Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțăr, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri cu mine Nicolae Negru și cu mine Igor Boța. Iar această discuție este înregistrată joi 14 decembrie la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Parlamentul European a cerut din nou Consiliului UE, printr-o rezoluție adoptată cu vot covârșitor la 13 decembrie, o decizie de deschidere a negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. O astfel de decizie a rămas însă până în ceasul al 12-lea înainte de începerea astăzi a reuniunii Consiliului European, incertă din cauza opoziției premierului ungar Victor Orban, ne-a duplecat în poziția sa de respingere față de Ucraina. Chiar dacă președintele Consiliului European Charles Michel a afișat în ajun un optimism frugal, spunând într-un interviu pentru Europa Liberă că, citez, nu iau un calcul un eșec la summitul E, lucrez doar cu planul A, nu cu alte planuri, un eventual plan B, adică o amânare a deciziei cel puțin, din cauza că nu se va ajunge la unanimitatea necesară în privința Ucrainei, implicit Republica Moldova, apare foarte probabil. Și la Chișinău autoritățile, prin vocea purtătorului de cuvânt al guvernului, au sugerat sau au dat semne de resemnare în fața unei posibile amânări până în primăvară, până în primăvară cel puțin, deși, citez, asta nu înseamnă că integrarea europeană este pusă pe pauză, se stopează sau se anulează, cum s-a precizat. Nicolae, integrarea europeană nu se stopează, nu este pusă pe pauză și nu se anulează vorba domnului Vodă, purtătorul de cuvânt, dar o amânare cel puțin a deschiderii negocierilor nu poate să nu aibă anumite consecințe. Moralul autorităților, al cetățenilor cu aspirații pro-europene nu are cum să nu scadă, probabil, deși poate vor afișa o atitudine de optimism și îmbărbătare. E de prevăzut sau chiar e de văzut deja un elan critic față de guvernare acuzată de eșec din partea unor formațiuni care se declară pro-europene, ca să nu mai vorbim de politicienii pro-ruși, sau, sau camuflat o stil aderării la Uniunea Europeană. În înțelegerea ta, care dintre consecințele eventuale amânări, cel puțin, a unei decizie de deschidere a negocierilor de aderare ar putea fi cea mai îngrijorătoare pentru Republica Moldova pe plan politic intern. Bine, eu cred că majoritatea cetățenilor își dau seama, sunt conștienți de faptul că Republica Moldova a avut un noroc în nenoroc atunci când a obținut acest statut de candidat împreună cu Ucraina, și această schimbare de macaza Uniunii Europene s-a produs în urma invaziei Rusiei în Ucraina, a războiului care a izbucnit la hotarele Uniunii Europene. S-a schimbat strategia Uniunii Europene privind extinderea, și despre asta a declarat și președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European, cu diferite ocazii s-a vorbit că extinderea este în interesul Uniunii Europene în aceste noi condiții geopolitice. Prin urmare, o oarecare amânare dar iarăși depinde ce fel de amânare. Despre o anumită amânare se vorbea de la început Republica Moldova încă n-a îndeplinit toate cele nouă condiții, toate cele nouă recomandări stabilite de Comisia Europeană atunci când s-a obținut statutul de candidat. Trei condiții mai rămân a fi îndeplinite, deși domnul Nicu Popescu zicea că 94% avem îndepliniri. Bine, depinde cum privește lucrurile. Primăvara viitoare urmează să avem un nou raport al Comisiei Europene privind starea îndeplinirii acestor recomandări. De la bun început se vorbea că s-ar putea ca decizia să fie luată privind deschiderea negocierilor să fie luată acum. Dar începutul negocierilor să fie stabilit nu pentru anul acesta, dar undeva în viitor, atunci când Comisia Europeană va spune că au fost îndeplinite toate condițiile stabilite. De aceea eu nu văd mari probleme în acest sens, dezamăgiri. Eu cred că majoritatea cetățenilor sunt lucizi, îți dau seama ce se întâmplă în cazul de față. Și o oricare amânare nu este fatală. Desigur, dacă nu va fi stabilit un termen de începere a negocierilor. Da, asta am putea zice că nu e prea bine pentru Republica Moldova, fiindcă avem cazuri când s-a obținut statutul de candidat, iar negocierile va trebui să treacă mult timp până au început, pe urmă și negocierile durează, dar eu cred că totuși definitoriu este obținerea acestui statut de candidat și cel puțin putem din când în când să amintim Bruxelului, noi avem statutul, atrageți atenția, hai să începem negocierile. Clar că partidele de opoziție într-un fel vor, nu că vor triumfa, dar vor zice că e vina guvernării, dar în cazul de față nu este vina guvernării și toți cei care vorbesc despre amânare nu vorbesc despre Republica Moldova, e vorba de Ucraina, iar Republica Moldova este privită la pachet cu Ucraina și nimeni nu are de gând, cel puțin nu s-a spus asta, care de gând să separe. Și eu cred că n-ar fi un, un caz fericit dacă s-ar separa Republica Moldova de Ucraina. Acest pachet este oarecum convențional, pentru că da. nu există reglement, reglementări sau condiții că este, este valabil doar un tandem cu Ucraina. Nu, nu, nu este, dar, dar de obicei așa se procedează. Nu e singurul caz când s-a procedat, probabil e, să zicem, o chestiune de organizare, e, o, e o, o chestiune de tradiții, să spunem așa, dar în cazul nostru, această chestiune, această examinare în tandem are și o anumită logică, să spunem așa, fiindcă decizia e totuși geopolitică. În primul rând, geopolitică și dacă e vorba de geopolitică, noi suntem legați cu, cu Ucraina. Când va veni perioada negocierilor, desigur, de acum fiecare va merge cu viteză proprie, nu vom mai fi atât de legați. Dar eu cred că și admiterea tot uh, va fi împreună, fiindcă ne aducem aminte în 2004, de exemplu, câte state. Începând Polonia, țările Baltice, Slovacia, Ungaria, Cehia, da. Și pe urmă au trecut o perioadă în 2007, România, Bulgaria. Eu cred că așa ceva va fi și în cazul nostru. Igor, pentru tine, care ar putea fi efectul cel mai nedorit din perspectiva unui deznodământ? Dezamăgitor, ca să spunem așa, la summit-ul lui. Eu nu văd, deci, care ar fi reacțiile a partidelor politici în această situație. Doar cetățenii pot fi cumva dezamăgiți pentru că se confirmă că. Aproximativ două treimi din cetățenii Republicii Moldova își doresc integrarea europeană. Impactul negativ nu l-am discutat și data trecută. Din punctul meu de vedere, asta ar putea cumva să motiveze tinerii în continuare să parasească Republica Moldova și asta este, din punctul meu de vedere, singurul lucru care trebuie privit cu îngrijorare. În rest, dacă ne uităm la partidele politice, noi vedem că partidele politice se comportă de o manieră cât se poate, de decentă. Nu am văzut ca partidele pro-europene și de cealaltă parte, partidele pro să atace guvernarea pentru faptul că s-ar putea amâna acordul Consiliului European de începerea negocierilor. Vlad Filat, liderul PLDM, a acuzat direct de eșec Catastrofă. actuala guvernare. Cred că Vlad Filat a fost oarecum singur în această Atitudine atât de, uh, hai să-i spunem, tranșantă. Pentru că noi înțelegem cu toții, și Nicolae a menționat: noi nu am, nu am văzut reproșuri din partea oficialilor europeni la adresa Republicii Moldova. Este ceea ce spune Vlad Filat, spune probabil pentru că are o atitudine specială, specifică față de, de Pas. Ceilalți critică autoritățile pentru modul în care gestionează anumite lucruri aici, în Republica Moldova, în niciun caz pentru modul în care își onorează obligațiunile pentru a obține deschiderea negocierilor. Dar cred că în situația aceasta va fi un impuls pentru autorități în sfârșit să înceapă discuția cu alte partide pro-europene pentru consolidarea hai să spunem așa, frontului pro-european și eventual eu știu să se pregătească pentru celelalte alegeri din noul ciclu electoral este vorba de alegerile prezidențiale care se vor desfășura Probabil în noiembrie, așa că uh, contează foarte mult ca forțele pro-europene să aibă o strategie comună pentru aceste alegeri, iar ulterior sau uh, uh, în același timp alegeri parlamentare, iar aceste alegeri, cu adevărat, vor fi uh, fundamentale pentru Republica Moldova. Cu siguranță că vom auzi note triumfătoare în vreun comentariu al Mariei Zaharova dacă va fi o amânare. A deschiderii negocierilor de aderare, curiozitatea mă împinge totodată să, să te întreb, Igor, sau să vă întreb de ce. Partidele considerate sau care se manifestă ca pro-Rusie din Republica Moldova nu și-au afișat explicit așteptările, atitudinea față de, de decizia de deschidere sau de amânare a deschiderii negocierilor de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova. De ce păstrează aceeași ambiguitate pe care au păstrat-o și în alte chestiuni de principiu? Eu cred că, din acest punct de vedere, aceste formațiuni sunt principiale pentru că și Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor, principalele partide prorusești, au umblat la documentele statutare și au scos de acolo socialiștii au scos din documentele statutare clauza integrării în uniunea euroasiatică, au lăsat relații a, relații echilibrate și cu Estul și cu Vestul, iar comuniștii în 2016 au modificat statutul și programul, au scos din program și statut integrarea europeană și a inserat această formulă a, relații echilibrate cu Estul și cu Vestul. Părerea mea este că aceste formațiuni înțeleg că integrarea europeană a Republicii Moldova este vector strategic. Ei critică integrarea europeană și vor în vorbe relații bune cu Rusia pentru a-și consolida pozițiile în rândurile acestui segment de electorat prorusesc din Republica Moldova, care, așa cum vedem, este unul mai mult sau mai puțin stabil. Mai degrabă, eu cred că e vorba de un comportament care să fie în concordanță cu scopurile statutare și, în același timp, să nu supere segmentul pe care îl curtează. Partidul Comuniștilor, Partidul Socialiștilor, mai cu seamă, Comuniștii, totdeauna ziceau că se prea grăbește actuala guvernare, că forțează lucrurile, că Europa nu ne vrea. Acum, eventuala mânare le-ar da apă la moară și ei ar triumfa. Zice, păi n-am spus noi că noi nu trebuie în Europa, că noi trebuie să construim Europa aici la noi nici cu unii, nici cu alții. Pe de altă parte, desigur că ei își ascund intențiile, ei nu mai propun, nu mai zic, nu le mai propun cetățenilor această integrare euroasiatică, fiindcă își dau seama că această uniune euroasiatică practic nu există, adică în ce să te integrezi, cum să te integrezi, ce să te integrezi și ei încearcă să așa această formulă între est și între vest, nici cu unii, nici cu alții, adică e un fel de așteptare, așteaptă și ei să vadă cum se vor clarifica lucrurile în Ucraina și pe urmă s-ar putea să revină, s-ar putea ori să părăsească această idee a integrării euroasiatice, sau să țină asta, adică să stăm pe loc, să nu ne ducem nicăieri până să aprinde la putere din nou Rusia și, nu știu, cred că vor găsi anumite susținere în electorat. În ceea ce îi privește pe comuniști, nu trebuie să uităm că Vladimir Voronin a fost cel care a semnat decretul de integrare europeană. De acolo a început parcursul, hai să spunem așa, oficializat de integrare europeană a Republicii Moldova, pentru că până la el au fost și alte demersuri, dar care nu au fost cumva oficializate în documentele statului Republica Moldova. Și atunci Nicolae are dreptate când spune că comuniștii acum încearcă să își schimbe retorica, dar noi nu trebuie să uităm că vor a mers la, în mai 2008 la Bruxelles și a cerut Uniunii Europene să accepte Republica Moldova în calitate de stat candidat pentru integrare europeană. A primit un refuz atunci, s-a întors la Chișinău și, iarăși, îmi cer scuze că mă repet. La 25 iunie 2008 a fost convocată Comisia Națională pentru Integrare Europeană, la care Vladimir Voronin a formulat cum se zice, cu subiect și predicat sarcina obținei statutului de țară candidat. Iar secretara la acelei comisii care făcea notiții era tocmai doamna Natalia Gavriliță, da, care ulterior a fost în postura de prim-ministru care a semnat cererea de obținerea acestui statut de țară candidat. Deci noi avem o istorie foarte interesantă. Totuși e adevărat ceea ce ai spus mai înainte, că Partidul Comuniștilor a scos acest obiectiv al integrării europene din programul și din statul. Da, de... în 2016 s-a da. întâmplat și mai era un lucru... Eu pot să pariez că dacă va fi un vot negativ, comuniștii și socialiștii totuși vor face declarații pe marginea acestui insucces. Că Uniunea Europeană nu ne vrea și trebuie să ne întoarcem spre a, buna cooperare cu Rusia, cu relații uh, echilibrate între Est și Vest și așa mai departe. Curtea de apel Chișinău a anulat la 12 decembrie dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale, CSE, prin care candidații Partidului Șansă au fost excluși din alegerile locale din 5 noiembrie. Potrivit deciziei motivate a instanței, CSE a substituit contra legii organele electorale și a depășit, citez, grav competența anulând absolut nejustificat capitole întregi din codul electoral. Am încheiat citatul. În consecință, reiau citatul, actul administrativ normativ anulat nu produce efecte juridice din momentul în care prezenta hotărâre de bine definitivă. CSIE dispusese la 3 noiembrie scoaterea din curs a tuturor candidaților formației considerată a fi o clonă a partidului Șor după ce SIS a prezentat un raport în care se arăta că acest parte. Ar fi fost finanțat ilegal din Rusia și de grupul criminal al oligarhului Ilan Shor. Este clar deja a reacționat prompt liderul formațiunii șansă că alegerile locale care s-au desfășurat fără participarea partidului șansă sunt nereprezentative și nelegitime, am încheiat citatul. Guvernul a anunțat că decizia Curții de Apel va fi contestată la Curtea Supremă de Justiție. Vom apăra dreptul instituțiilor statului de a proteja securitatea națională de grupurile criminal organizate, a spus purtătorul de cuvânt al executivului Daniel Vodă. Igor, vom lua cunoștință de reacțiile reprezentanților guvernării la decizie instanței un pic mai târziu, dar mai întâi, cum trebuie înțeleasă această decizie a Curții de Apel și care pot fi efectele ei? De exemplu, această decizie, dacă rămâne în vigoare, are efect retroactiv, adică poate avea efectul de anulare, cum ar înțelege mulți, de anulare a rezultatelor alegerilor sau e doar o constatare a unei încălcări a CSE cu efect de doar învățământ minte doar pentru viitor. Pledesc pentru a doua opțiune și așa cum ai citat din hotărârea curții, se spune că această hotărâre nu produce efecte juridice. Eu altfel nu pot să interpretez această hotărâre a curții de apel. Eu cred că curtea de apel a dat o hotărâre corectă pentru că am văzut argumentele pe care le-a invocat, iar dacă ne referim la raportul misiunii OSCE, dacă ne referim la recomandările a Comisiei de la Veneție, dacă ne referim la hotărârea Curții Constituționale privind articolul 16 al codului electoral, această hotărâre a Curții de Apel deci, se încadrează perfect în aceste documente. Și unul din argumentele cele mai puternice ale curții de apel a fost că, începând cu luna aprilie 2022, toate hotărârile Parlamentului de prelungire a stării de urgență, acolo unde a fost cazul. Să se desfășoare fie alegeri locale noi sau alegeri în regiunea Găgăuză sau alegerile locale. În articolul 6 al hotărârii Parlamentului se specifica că această stare de urgență nu poate avea efect asupra desfășurării și organizării alegerilor. Deci, Curtea de Apel a invocat acest argument și mie mi se pare că, din punct de vedere al logicii. A juridice, această hotărâre este absolut corectă. Ceea ce invocă guvernarea, că starea de urgență a fost introdusă pentru că Republica Moldova este în stare de război, și hotărârea CSI s-a luat în baza unor documente foarte bine elaborate de către Serviciul de Informații și Securitate, foarte bine. Dar noi am discutat această problemă și am ajuns la concluzia că decizia CSI se bazează pe o chestie de încredere. Avem încredere în ceea ce spune SIS sau nu avem încredere? Iată, pentru o instanță de judecată, cred că această abordare pe care putem noi, simpli cetățeni, să o avem, ea nu funcționează și e corect, așa cum a procedat Curtea de Apel. Deci, ce urmează, Că a întrebat ce urmează, Iată, Curtea a spus că nu are efecte juridice, dar a fost încălcat dreptul, dreptul electoral al unor cetățeni va trebui să se găsească un remediu pentru acești cetățeni, dar asta nu poate anula nu poate anula rezultatele finale ale alegerilor pentru că noi am avut cazul 2000 14, când un partid a fost scos din alegeri, au trecut anii, CEDU a decis că partidul a fost pe nedrept scos din alegeri, ce facem? Ne întoarcem în 2014. Și mai există alte lucruri foarte importante. Noi am fost informați atunci când a intervenit CSI-ul pentru a adopta această decizie. Că organele de drept au instrumentat și au 160 de dosare referitoare la modul în care Partidul Șansa, susținut de Ilanșor, în mod ilegal, a violat legislația electorală. Deci, acum, ceea ce aștept eu, în calitatea mea de cetățean, ca aceste dosare să ajungă cât mai repede pe masa justiției din Republica Moldova și justiția deja, a având rechizitoriul pe masă, să poată da o, un verdict a, în privința a, încălcării legislației electorale de către Partidul Șansa și cel care stă în spatele acestuia, Ilan Șor. Nicolae, tu cum descrii și explici a, această situație? Formal, desigur, că era de așteptat ca Curtea de Apel să ia o asemenea decizie fiindcă dacă studiem regulamentul comisiei pentru situații excepționale și studiem și hotărârea Parlamentului atunci când a declarat stare de urgență și constituirea acestei comisii, nu găsim în atribuțiile acestei comisii dreptul de a opera în cazul alegerilor, adică dreptul de a scoate pe cineva. De orice referirii la alegeri nu există acolo. Există referiri. La mass media, de exemplu, la coordonarea informării cetățenilor, la lupta cu dezinformarea și așa mai departe, nu există referiri la vreo atribuție legată de alegerile din Republica Moldova. Pe urmă, ce a zis guvernul? Guvernul a zis că e vorba de securitatea națională. Securitatea națională, dacă e vorba de securitatea națională, se rezolvă altfel. Nu se intre în atribuțiile Comisiei Electorale Centrale scoaterea candidaților sau a unui partid, unui concurent din cursa electorală e atribuția Comisiei Electorale Centrale. Guvernul trebuia să adreseze Comisiei Electorale Centrale. Dacă e vorba totuși de securitatea Republicii Moldova și eu admit că e vorba de asta, atunci, în general, acest partid trebuie interzis Trebuie prezentate anumite dovezi, desigur, și trebuie cerută interzicerea acestui partid. Și dacă interzice acest partid, în mod automat, el nu poate participa la alegeri. Și atunci. S-ar fi pus problema, care e încălcarea guvernului? Că a interzis un partid periculos pentru securitatea Republicii Moldova? Asta e una. Dacă scozi un partid din campania electorală, candidați câți acolo, 500 și așa mai departe, asta e, e altceva. Vom vedea cum va reacționa Curtea Supremă de Justiție. Dar eu cred că, până la urmă, Curtea Supremă de Justiție trebuie să recomande, poate că trebuie să facă și Curtea de Apel, trebuie să recomande anumite ajustări în legislația Republicii Moldova. E un caz inedit, trebuie să spunem, nici în Europa, nici ieri nu s-au uh, înregistrat așa ceva. De ce partenerii noștri occidentali au reacționat cu anumită reținere? Se scrie în raportul OSCE, de exemplu, cu interferențe sau restricții pentru anumiți concurenți electorali, dar n-am văzut că Republica Moldova să fie să zicem, pedepsită, să fie blamată pentru această, să zicem, nedemocratică acțiune în raport cu acest partid. De ceea că și în Occident și trebuie, în primul rând, la noi, în Republica Moldova, în Ucraina, de acum s-au făcut anumite lucruri. Trebuie să se ajusteze legislația la noua situație geopolitică atunci când un stat atacă alt stat, nu neapărat cu arma, dar prin agenți prin bani murdari, prin uh, diferite acțiuni subversive, prin mituirea alegătorilor, prin o masivă campanie de dezinformare și manipulare și așa mai departe. Deci asta trebuie să facă acum guvernul. Oricum nu e prima dată când ne întrebăm de ce nu a anticipat guvernul juriștii pe care s-a sprijinit o asemenea evoluție a lucrurilor. De ce trebuie de fiecare dată să se constate că Oarecum s-a dat în bară sau s-a acționat uh, într-un mod care, iată, este taxat de justiție. R Răspunsul e unul, fie că instituțiile statului nu-și fac treaba cum se cuvine și al doilea răspuns e, probabil acțiunile subversive a Rusiei sunt atât de sofisticate și atât de bine pregătite că statul nostru se pomenește, cum să zic, neputincios în fața acestor acțiuni. Adică nu are competența dexteritatea necesară pentru a le de descoperi la timp și atunci e nevoit să acționeze, iată așa, în pripă și, desigur, să facă greșeli. Din punct de vedere formal, Nicolae are dreptate, dar dacă ne referim la realități, dar cum poți un partid să interzici să participă la alegeri? În primul rând, legislația prevede că odată cu începutul perioadei electorale, adică cu două luni până la alegeri, când nu știi cine și cum se va comporta, trebuie să publici lista partidelor care au dreptul să participe la alegeri. Deci o publici cu două luni înainte, neștiind care va fi găuacea de șartă pe care Ilan Șor va alege-o pentru a investi în ea bani mordari din surse obscure ca să-și atingă scopurile pe care le-a declarat. Da, finanțează proiecte politice, da, ilegal, dar iată, așa vreau eu. Acum, ce este războiul hibrid? Putem citi în tot felul de materiale, dar din punct de vedere juridic, cum îl definim noi acest război hibrid, îl uh, cuantificăm, dacă spunem așa, din punct de vedere al definiției și îl folosim în materialele, hai să spunem, administrative pentru a-l invoca atunci când decidem un partid să nu-l admitem la alegeri. Deci eu nu cred că e vorba de... Uh, Chiar dacă admitem că uh, structurile de stat sunt slabe în Republica Moldova, nu cred că într-o țară uh, foarte dezvoltată s-ar fi găsit imediat o soluție promptă la astfel de provocări. Uh, pentru că, într-un stat de drept. Uh, Hai să spunem așa, în partea civilă este permis totul ce nu este interzis. A, și dacă e așa, atunci trebuie să se întâmple ceva foarte, foarte urât ca autoritățile să aibă argumente ca să introducă anumite restricții în viața civilă a cetățenilor și a instituțiilor acestora. Deci, mie mi se pare că e o provocare din care, mai degrabă, așa cum spuneai Sandu, trebuie să învățăm lecții și să ne pregătim pe, pentru bătăliile electorale viitoare. Păi tocmai despre asta spuneam, Europa tot nu a avut asemenea situații, dar Europa se uită, se uită la Ucraina, se uită la noi și apropo, Europa a acționat atunci când s-a a izbucnit războiul, a acționat contrar principiilor cu care acționa mai înainte. Dacă Sputnik și Rașa Tudei mă iertați că mă repet și, și, de atâtea ori despre asta, dacă până la război nu se vorbea despre închiderea lor, zicea că, păi pluralism, libertatea de exprimare, și așa mai departe, lasă-i să spună, cum a început războiul, cum a văzut eficiența acestei propagande, imediat s-au călcat unele principii. Deci eu cred că punctul final în această situație trebuie să-l pună justiția în baza celor 160 de volume despre care ne-a informat premierul și CSE-ul că au fost întocmite și transmise justiției. Atunci vom ști adevărul. Da, voia să anticipat de fapt o întrebare pe care o consideram naivă în în sinea mea, dar care transpare din abordările și acțiunile autorităților în acest caz specific, poți invoca toate prevederile de pe lume pentru a constata, de exemplu, ilegalitatea deciziei respectiv acesteia în cazul nostru, dar ce alte instrumente totuși te-ai neutraliza eficient și mai cu seamă la timp Uh, ingineriile financiare electorale a lui Șor, de exemplu, sau ale Rusiei, uh, sunt oferite de, de o legislație care este, uh, cum să zic, făurită sau creată pentru situații de normalitate, nu pentru situații imprevizibile de război. Mm -hmm. Nu este așa? Deci, Absolut. Eu am impresia că nici o niciocnim de o astfel de situație și de aceea, cum atragea atenția, de uh, spune. partenerii occidentali au reacționat oarecum Înjumătățit dar, acolo dar, unde ar fi trebuit al, al alte cazuri să reacționeze. Da, Sandu, dar modul în care a reacționat prim-ministrul la adresa judecătorilor care au adoptat. Revenim această acum. Decizie... Știu, revenim acum. Autoritățile spun așadar că vor contesta decizia de instanței de apel la Curtea Supremă de Justiție, dar să ascultăm mai întâi reacțiile, două reacții, ale premierului Dorin Recean în ședința de guvern și ale liderului PAS, speakerul Igor Grosul, într-un interviu la TVR, relevante pentru, pentru atitudinea guvernării în acest caz față de decizia Curții de Apel. Vă rog să reținem trei nume. Palanciuc și Caterina. Negru Veronica și Caina. Acest complet de judecat de la Curtea de Apel ieri a decis să anuleze decizia Comisiei Situației Excepționale, prin care s-a intervenit și s-a curmat activitatea criminală și ingerința grupărilor criminale în procesul electoral local din Republica Moldova. Noi trebuie să înțelegem că se creează așa o situație în care un grup criminal poate să vină aici în Republica Moldova, să facă orice își dorește, să corupă alegătorii, să corupă judecătorii, să-și bată joc de oameni, iar statul să nu aibă dreptul să intervină. Rămân încă o dată convins cât de important este să facem această evaluare și să continuăm evaluarea în sistem și cred că următoarea, următoarea treaptă care trebuie evaluată, sunt scurțile de apel, și acolo trebuie de ajuns, de evaluat, pentru că decizii prin care grupări criminale organizate sunt favorizate, le se ridică în mingea la fileu, este un semnal foarte prost pentru, pentru societate. Cei care dau curs la astfel de solicitări a grupărilor criminale organizate, da, ei trebuie să ajungă în fața, în primul rând, ei trebuie să fie cunoscuți, lumea să-i cunoască, Înțeleg că să le cunoască, da, să cunoască cine a făcut parte în acel complet și cine a dat astfel decizii și evoluați la sânge. Evoluați la sânge și curățați sistemul de, de cei care încă mai speră că acești bandiți vor reveni înapoi. Premierul Dorin Recean și liderul PAS, speakerul Igor Gorosu. Voi voi adăuga doar că Asociația Judecătorilor, una dintre ONG-urile din justiție, a taxat imediat declarația premierului, spunând că aceasta, citez, constituie o încălcare gravă a principiului separării puterilor în stat și al independenței judiciare, iar reiau citatul atacurile aduse judecătorilor, fie ele și verbale, de către membrii executivului sau alte autorități, subminează încrederea publică în justiție și pot avea un efect dăunător asupra imparțialității și Eficacității sistemului judiciar citat închis. Și Consiliul Superior al Magistraturii s-a declarat îngrijorat de declarațiile prim-ministrului. Divulgarea, citez, numelor judecătorilor din cadrul completului de judecată, combinată cu acuzații cu privire la ignorarea unor probe importante, poate fi tratată drept o formă de presiune inadmisibilă asupra judecătorilor, se arată într-o notă informativă a CSM. Igor la ce asistăm? La ceva cu logica la război ca la război? Ce este în regulă și ce poate, sau ce nu, în modul în care au luat o atitudine politică cei doi demnitari și nu numai ei, cum este de bănuit, față de decizia curții de apel. Sandu, eu pot spune doar că eu dezaprob declarațiile atât a prim-ministrului cât și a președintelui Parlamentului pentru că anterior am discutat din punct de vedere formal această decizie a Curții de Apel este una corectă. Eu mi-ar fi dorit că în loc de 160 de volume, foarte rapid, în baza informației de care dispunea SIS, să se fi făcut un singur dosar, dar foarte bine pregătit, rapid și să fie pus pe masa judecătorilor, și în baza acelui dosar, iată ce se eu să fi putut adopta decizia pe care a adoptat-o. Altminte, eu, sincer vorbind, cred că asistăm la o situație foarte, foarte regretabilă. Nicolae, cine și de ce are de câștigat și de pierdut din această nouă confruntare, iată, dintre puterea politică și tacma judecătorilor? În general, tu cum privești, cum așezi pe cum să zic, pe polițe cele întâmplate până există acum. Există proceduri și există limbaj, există Constituția. În cazul de față nici președintele Parlamentului, nici prim-ministru nu, nu folosește termenii potriviți ei nu au dreptul, pur și simplu, să folosească asemenea cuvinte în raport cu sistemul judecătoresc, în raport cu judecătorii. Adică e chiar bunul simț încălcat în cazul de față. Pe urmă, doar nu s-a terminat. După curtea de apel, urmează Curtea Supremă de Justiție. Într-adevăr, poți să consideri că asta e o formă de presiune asupra judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție, mai cu seamă că Așa cum am discutat noi aici, vina e și a executivului, a, și a legislativului, fiindcă nu au pregătit și au avut timp această perioadă de stare de urgență. Este declarată tocmai din primăvară. A existat timp când se putea ajusta și legislația, și când da, se puteau prezenta probe. Eu cred că. Niciun judecător, dacă i s-a fi pus un dosar, așa cum a spus Igor, dacă i s-a pus un dosar în care se arată cu claritate că e vorba de o organizație criminală, e vorba de încălcarea tuturor legilor. Eu nu cred că un judecător putea să dea dreptate unor criminali. E adevărat că și legea nu este, să zicem așa, în favoarea domnului Recean, dar iarăși ei sunt la guvernare și puteau să prevadă. Nu e primul caz, trebuie să spunem, când actuala guvernare improvizează. Adică se a fi nepregătită, deși ar trebui să fie pregătită. A avut timp, repet încă o dată, războiul de acum a avut și doi ani. De ce nu s-au pregătit până acum? Nu au prevăzut anumite situații. Eu o situație care, desigur, inedită, dar niște strategi, niște oameni Prevăzători puteau să adopte niște măsuri care să nu dea posibilitatea să se ajungă la această situație. Stupidă. Ne amintim de cazul alegerilor în municipiul Bălți, când a fost scoasă doamna Tauber. Atunci Comisia Electorală Centrală a lucrat foarte repede și a avut argument. Până la urmă, justiția i-a dat dreptate și farmecul situației era că în timpul alegerilor curtea e obligată în trei zile să dea răspuns. Deci un dosar bine pregătit. Dacă lucrau organele competente cum se cade, prin intermediul Comisiei Electorale Centrale se putea ajunge la situația când CSI-ul ar fi avut argumente foarte, foarte serioase ca să scoadă partidul șansa din campanie. Eu, eu cred că dacă se ducea cu acest dosar la Comisia Electorală Centrală și se vedea că e încălcare, nu cred că nu se convoca Comisia Electorală Centrală și nu lua rapid o, o decizie. Eu cred că acest lucru s-a făcut intenționat și s-a greșit pentru că cu două zile înainte de alegeri se adoptă această decizie și noi am discutat această problemă și am, am ajuns la concluzia că s-a făcut premeditat așa ca alte clone ale Partidului Șor să nu fie imediat activate în uh, situația în care era clar că Partidul Șansa putea fi scos din uh, alegeri. Eu cred că ei au făcut acest lucru intenționat și uh, au greșit. Și mai există un efect. Eu n-aș scoate din considerațiile noastre faptul că aceste declarații s-au făcut în mod intenționat. Pentru că electoratul vrea cât mai repede să existe succesia în combaterea corupției, oligarhilor și așa mai departe. Deci putem admite că aceste declarații sunt orientate spre segmentul de electorat care vrea iată acum, repede, nu vă jucați cu justiția, cu proceduri și așa așa mai departe. Este evident că Șor își primește banii de la sponsorii lui de la Kremlin și iată vrea să ne facă aici în Republica Moldova un fief pe care să-l controleze. Și acest lucru nu îl putem scoate din, din calcul. Oportunitățile de modernizare a localităților din Republica Moldova în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost discutate la forumul primarilor desfășurat la 9 decembrie la Chișinău sub egida președintei Maia Sandu. Forumul cu genericul Viitorul administrației publice locale, organizat de guvern în colaborare cu Congresul Autorităților Locale din Moldova, a reunit, cum s-a anunțat, reprezentanța peste 700 de localități, dintre care peste 580 de comune și orașe fiind reprezentate la nivel de primar. Reamintesc că un total de 895 de primari aleși în alegerile locale recente. Nicolae ce menire a avut și ce putem spune că a arătat acest for? Mai cu seamă că blocul comuniștilor și socialiștilor a chemat la boicotarea Reuniunii, invocând în apelul său și faptul că guvernarea, citez, a șantajat deschis alegătorii în campania electorală, afirmând că finanțarea externă va ajunge doar în localitățile în care vor fi aleși primari pro-europeni. Bine, nu a existat acest șantaj, s-a vorbit că dacă nu sprijini orientarea pro-europeană, integrarea europeană, intrarea în UE, păi cu ce drept aplici la proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Mi se pare că este o logică în această acțiune. Dacă zici că ești pentru integrarea euroasiatică. Păi, normal să iei proiecte de acolo, nu să spui una, dar să faci cu totul altceva. Dar, în general, și s-a spus și la acest forum, nu a existat o repartizare politică a acestor proiecte, a finanțării a acestor proiecte. Fiecare primar, dacă venea cu. Proiecte în interesul cetățenilor localității respective, desigur că nu era respins. De ce? Că nu aparține sau promovează alte ideologii. Eu cred că, în primul rând, a fost un forum politic menit într-un fel să consolideze societatea, să consolideze această. Ramure sau acest nivel prim al administrației publice. Existau anumite neînțelegeri, o anumită distanță, anumite nemulțumiri, desigur, în acest sens și, da, eu cred că a fost un forum necesar au fost invitați toți primarii, în, mai cu seamă în această perspectivă a începerii negocierilor uh, cu Uniunea Europeană sau e, în eventualitatea începerii negocierilor cu Uniunea Europeană, desigur că s-a vorbit despre ce e de făcut, ce se poate face și cum să se procedeze în continuare și cum să se țină această legătură, această comunicare între diferite niveluri ale administrației. Igor, invitația, cum a spus și Nicolae la forum, a fost pentru toți primarii, indiferent de culoarea politică. E de remarcat sau de presupus însă că majoritatea, dacă nu chiar toți primarii din partea BCS, Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, au absentat, ce înseamnă acest uh, lucru? Că ei voluntar se vor dezice la indicația partidelor lor de orice, de la orice proiect de sorginte europeană sau cum, vor, cum, cum se vor desfășura lucrurile în continuare. E foarte sugestivă întrebarea ta. În primul rând, eu sunt de acord cu Nicolae că acest for a fost unul politic, dar nu poate fi blamat pentru asta, pentru că a fost convocat de politicieni, iar 90% din primare au fost aleși din partea partidelor politice. Politice, adică, deci e o acțiune politică și am auzit și Sandu chiar s-a referit citând Comuniștii și Socialiștii că e un eveniment politic, deci prin această declarație i s-a dat o, 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 o oarecum o conotație negativă. Dacă politicieni invită alți reprezentanți care vin din partea partidelor politice, e ok. Și trebuie să recunoaștem că această măsură este una, hai să spunem așa, destul de ingenioasă. La toate gafele pe care le face Partidul de Guvernare, iată face și acțiuni care îi pot fi foarte, foarte utile. Ce am aflat noi din acest, de la acest forum? În primul rând, așa cum ai menționat și ai sugerat, doamna Maia Sandu și autoritățile au acum lista localităților care, ca și cum, ar vrea să accepte proiecte europene. s a făcut, s-au pus accentele foarte clar, ceea ce ține de bugetul de stat. Aici nu, nimeni nu este favorizat sau defavorizat, iar ceea ce ține de fondurile europene pe care guvernanții noștri pretind că de o manieră foarte specială, specifică le aduc în Republica Moldova și le pot deci repartiza pe criterii oarecum politice. Iată lista participanților, e ca și cum un fel de indicator cine poate beneficia de aceste fonduri și cine nu. Sigur că spun aceste lucruri cu o anumită ironie. Acum să ne uităm la cifre. Cifrele, de asemenea, sunt foarte interesante. Primarii care au venit, dacă ne uităm la procentajul lor din numărul total, coincide cu procentajul uh, voturilor politice obținute de partidele care au în documentele statutare uh, clauza integrării europene. E pur și simplu uluitor, uh, uh, uluitoare această coincidență. Deci 63% pentru, uh, din, uh, din uh, uh, voturile politice au fost date pentru partidele pro-europene și 65% din primari, au venit la această întrunire. Dacă îi punem aici și pe independenți, dar independenții nu aveau niciun motiv să nu vină, de exemplu, noi avem o imagine foarte, foarte, cum să zic eu, încurajatoare pentru vectorul european din Republica Moldova. Și dacă ne mai referim la cifre, ultimul sondaj, Barometrul de opinie publică, ne arată că primarii și primăriile, iată, iată, sunt pe poziția de a depăși biserica în ceea ce privește ratingul de încredere a cetățenilor. Deci, dacă punem împreună toate aceste cifre, mișcarea a fost una foarte, foarte bine gândită, iar insistența cu care liderii comuniști și socialiști i-au motivat pe aleșii din partea acestor formațiuni, de asemenea, are acum o conotație foarte interesantă. Nu ați vrut, deși eu aș fi împotriva acestei delimitări la care a recurs doamna Maia Sandu atunci când a spus că granturile europene se dau numai în Asta înseamnă că doamna Maia Sandu nu vrea să extindă bazinul pro-european? Se mulțumește cu două treimi care este suficient pentru a controla puterea în stat? De ce să nu fie extins? Trebuie să fim obiectivi totuși. Ea n-a spus că nu o să le se dea banii celor care nu susțin integrarea europeană. Ceea ce a spus ea că nu ar fi cazul sau, adică, din punct de vedere moral, cum cei care nu susțin integrarea europeană cer banii europeni. E... Mi se pare că e logic. Oligarhul fugar Ilan Șor și-a exprimat public disponibilitatea de a cumpăra statuia ecvestră a lui Grigori Kotovski situată în fața hotelului Cosmos de pe bulevardul Constantin Negruțe al capitalei. El a insinuat că guvernarea ar intenționa să înlăture acest monument sovietic, altminteri protejat de stat ca operă de artă, deși autoritățile nu s-au pronunțat niciodată în niciun fel în acest sens. Igor, Ilan Șor a promis să mute calul și călărețul, acesta din urmă cu o faimă aparte în mitologia sovietică, în altă locație, păstrându-i intact, pisemnic și ca scultură și ca simbol, poate în Orheiland, nu știm. De ce crezi că a început să-și dorească brusc domnul Șor acest lucru? Pentru că o fi descoperit afinități cu televentul ajuns legendă sovietică sau e într-adevăr preocupat de soarta monumentului, chiar dacă nu-l paște niciun, nicio primejdie. Părerea mea este că Ilan Șor este angajat într-o luptă politică cu socialiștii și comuniștii, o luptă pentru electoratul acestora și acest lucru s-a văzut și la și în Parlament aceste altercații care au avut loc, nu, nu au fost altercații, dar duel verbal între deputați Hai să spunem așa, șoriști și cei socialiști s-au atacat foarte, foarte dur și înțelegem că e un fel de luptă ideologică între ei, nu s-au putut uni, s-au invitat reciproc la proteste, iar acum lucrurile au ajuns în acest punct și Ilan Șor cumva încearcă să anticipeze. A lucrurile și să iată să se agațe de monumentele sovietice. Adică el e principalul promotor al, uh, hai să spunem așa, valorilor sovietice. Să ne amintim că Ilan Șor care de fapt niciodată nu a avut program politic, a fost cel care a pledat pentru a reanimarea colhozurilor și așa mai departe. Și acest lucru sigur că e uh, foarte uh, interesant și remarca ta că un uh, hoț uh, vrea să susțină sau să păstreze memoria altui hoț, s-ar putea ca pe calul lui Kotovski vrea să-l pună pe Vasile Lupu în uh, Orhei, iată, multe lucruri ar putea să facă, dar eu aș avea o recomandare pentru Ilan Șor. De exemplu, de 30 de ani noi știm că în Bulgaria societatea este divizată în privința păstrării monumentelor sovietice. Deci în Bulgaria, de exemplu, monumentul lui Aleoșa de, de pe o stâncă din Plovdiv în permanență este sub riscul de a fi demontat. Eu i-aș propune lui Lanșor să cumpere toate aceste monumente de la bulgari pentru că, iată, ei au această problemă. Nu de ce spun această lucru pentru că nu am auzit că autoritățile din Republica Moldova să-și dorească să, deci, să distrugă acest monument, deși într-adevăr este rușinos să ai un hoț în toată legea. Da, pe un monument care din punct de vedere probabil al sculpturii prezintă o valoare, dar din punct de vedere a, a simbolurilor e, e ceva oribil și cred că astea sunt principalele argumente care trebuie invocate în această situație. Eu mă întrebam dacă de vreme ce tot are atâta preocupare, de ce nu și-ar dori domnul Șor să cumpere moaștele sovietice ale lui Kotovski din Podolsk, regiunea Odessa, uh -huh. unde se mai păstrează rămășițe ale mumiei acestui Există o problemă post aici. Întemitor... Există o problemă aici, Sandu. Șor, doi ani de zile în urmă, Uh, în declarația lui de venituri, iar îmi cer scuze că mă repet, a declarat că are mai multe datorii decât venituri și uh, uh, proprietăți. Uh, noi nu știm ce a făcut băiatul ăsta în 2 ani de zile de poate să-și permite să financeze proiecte politice în Republica Moldova, să sponsorizeze tot pe lumea asta și atunci acum vrea să se ocupe de monumente. Deci problema e la început să vorbească cu sponsorii lui de la Moscova dacă îi dau bani pentru asta, pentru că altminte nu înțelegem de unde poate avea el resurse. Mauzoleul din, din regiunea Odessa, pentru că este un mauzoleu al întemeitorului Republicii Autonome sovietice socialiste există în continuare deja e o dilemă întreagă în legătură cu posibila a acestuia autoritățile locale nu pot mă rog face ceva cu acel mauzoleu pentru că e considerat loc de veci și nu cade sub incidența legislației de comunizării Nicolae, tu ce crezi despre toată povestea asta? Să fie... Să fie ceva mai mult decât o șicană politică la adresa guvernării? Sau... Probabil e o pretenție, cred eu, fiindcă în perioada sovietică lui Kotovski, deși într-adevăr a fost un tâlhar ordinar, i s-a făcut, s-a creat reputația de un fel de Robin Hood al Basarabiei, adică a luat de la bogați și de dea la săraci. Probabil și Șors consideră că a furat, dar iată de la săraci, de la Orhei, de la Comrat și așa mai departe, adică se simte înrudit cumva și cred că el însuși a venit cu această idee. Ilanșor se află acum într-un moment critic, el și-ar dori să fie mereu în atenția opiniei publice, caută mereu posibilități de a se produce într-un fel de a apărea în fața cetățenilor și asta e o ocazie probabil a gândit-o el de, de, mai de mult. tot aștepta ca autoritățile să ia vreo măsură sau să zică măcar ceva, dar n-a zis nimeni absolut nimic despre Kotovski până acum și atunci a venit el însuși cu inițiativa. Dacă eu aș fi în locul autorităților, zic că Poftim cumpără, el... În orice caz ar fi unul dintre puținii colecționari de artă care ar avea un un, mo Un monument de ecvestră. ...expoziție de acolo, Karl Marx... No, pe Leon? Leon? No, 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 nu, pe Lenin nu, nu, nu. Voronin de... nu l va da pe Lenin, pentru că... Voronin îl ține lângă, de da, <laughs> da, Deci și înmânarea carnetelor de membre de partid... Din mod nu s-au înmânat carnete de partid. A, cel nu puțin nu lui Dodone l-a mânat acolo, atunci Dodon ar protesta dacă... Mm. Mm. Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care e eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire. Nicolae? Mi-a tras atenția declarația noului lider din Olanda sau țările de jos, Gert Walders, care are șanse să devină. Care a câștigat alegerile. Da. Cu majoritate relativă, dar. Pe de o parte, el zice că nu acordăm ajutor. Uh, militar uh, Ucrainei, fiindcă avem noi înși nevoie, atâta timp cât uh, avem noi nevoie, nu, nu se știe ce nevoie au ei, dar altceva. Pe de altă parte, el zice că nu ține cu Rusia, fiindcă Putin este un dictator teribil, mai înainte îl dar acum e dictator te teribil. E interesant să vedem care va fi poziția lui în cazul Ucrainei. Începe negocierile, e pentru începutul sau nu, pentru începutul negocierilor. Ce e, Igor, ce altceva ți s-a părut demn de a fi remarcat săptămâna asta? Demn de remarcat ca să rămână în albe pe care, iată, a creat -o Nicolae. Sigur că declarațiile reprezentanților Ministerului de Extern al Rusiei că dacă avioanele F-16 pe care le primește Ucraina vor fi folosite decolând de pe teritoriul României, România ar putea fi o țintă pentru Rusia. Deci chestia asta sigur că este alarmantă, dar vedem cum Rusia speculează, deci ei se poate absolut totul, să bombardeze obiectele civile, orașele ucrainene, iar orice ajutor pentru Ucraina din partea altor state, iată, e văzută ca o amenințare și imediat amenință că va riposta. Igor voțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere din de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, laboratorul social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agent în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!